Salariații care completează chestionarele la recensământul din 2022, singuri sau cu ajutorul unui recenzor, au dreptul la o zi liberă plătită de angajator. Aceasta se acordă doar după completarea corectă a formularului pe baza dovezii care se poate obține online după 7 zile de la recenzare. Angajatorii au obligația de a le acorda angajaților ziua liberă plătită la o dată stabilită de comun acord, în termen de maximum 12 luni de la data realizării cu succes a recenzării. Atenție, ziua liberă se va acorda doar persoanelor care răspund la toate întrebările. În cazul în care omiteți una sau mai multe întrebări, chestionarul poate fi trimis, dar nu va fi validat și nu veți putea obține dovada recenzării. În acest caz, va trebui să reluați întreaga procedură sau să apelați la un recenzor din localitate. La 7 zile după ce m-am autorecenzat, intru tot pe site-ul Recenzăm în România, îmi tastez acolo CNP-ul și voi primi o dovadă pe care mi-o listez și cu această dovadă merg la angajator. În primul rând voi vedea dacă formularul meu a fost introdus corect sau nu, că este posibil să greșești ceva și atunci formularul poate fi invalid. Deci, introducând un CNP, voi vedea dacă formularul meu a fost sau nu validat. Dacă a fost validat, aplicația îmi oferă imediat dovada autorecenzării. În municipiul nostru sunt 7 puncte asigurate de Primăria Făgăraș, unde puteți apela la un recenzor. La Primăria Municipiului Făgăraș, în zilele de sâmbătă, duminică și luni, între orele 10-18, marți, miercuri, joi și vineri, între orele 10-14. La Direcția de Asistență Socială Făgăraș, strada Tudor Vladimirescu, numărul 8, în zilele de luni, marți, joi, vineri, între orele 10-16, miercuri, între orele 13-19, sâmbătă, duminică, între orele 13-16. Un alt punct de lucru se află la Serviciul de Evidență a Persoanei, programul fiind de luni până vineri între orele 9-14, iar sâmbătă și duminică între orele 10-13. La Partida Romilor pe strada Republicii numărul 6, de luni până vineri între orele 8-15, iar sâmbătă și duminică între orele 12-15. La Grădinița Albinuța pe strada Câmpului, de luni până vineri între orele 14-20, iar sâmbătă și duminică între orele 10-13. La Grădinița Prichindeii, strada 13 decembrie, de luni până vineri între orele 14-20, iar sâmbătă și duminică între orele 10-13. De asemenea, puteți apela la un recenzor la Colegiul Aurel Vijoli pe strada Combinatului, de luni până vineri între orele 12-18, iar sâmbătă și duminică între orele 10-13. Dovada autorecenzării se poate obține accesând linkul afișat pe ecran.